Astăzi am primit mai multe mesaje, inclusiv apeluri de la dumneavoastră, de la colegii de la serviciu pentru relații cu presa. Am înțeles că au mai visat ceva azi noapte socialiștii și solicit un răspuns din partea mea. Formulați dumneavoastră, știu, cineva dintre dumneavoastră, dacă doriți, pe rând întrebarea, ca să pot răspunde cât mai exact la solicitarea dumneavoastră. Eu n-am văzut ce au spus ei, cum au spus, dacă puteți să dați ceva detalii, că eu știu la ce se mai refer. Chiar n-am văzut, că nu am avut alte activități programate. Și au invocat care argumente și de unde? Că orașul se sufocă de ignoranță, de responsabilitate, de corupție și cum trebuie să creadă de acest partid. Astea sunt exact cum de spus de mine. Nimic nou sub soare. Nu cred că mai miră pe cineva aceste idei lipsite de substanță ale socialiștilor. Eu sunt la al treilea mandat și pentru mine ele nu reprezintă absolut niciun fel de valoare și se lipesc exact cum se lipește nuca de perete. Mai mult decât atât, aș vrea să aduc la cunoștință atât socialiștilor, dar mai ales opiniei publice, următoarele. De la alegerile locale din anul 2015 au trecut aproape 2 ani. Mai sunt 2 luni de zile și, practic, sunt 2 ani în cap de la alegerile locale de atunci. Asta este jumătate din mandatul încredințat de cetățeni. Este cazul ca dumnealor, la fel ca și noi, să vină cu un raport de activitate în fața alegătorilor, nu să bată apa în piu constant cu privire la referendumuri. Noi, de bine de rău, în acești 2 ani, am asigurat funcționalitatea orașului, o activitate stabilă a serviciilor, ceea ce nu era deloc așa în anul 2007, când se punea problema să mai avem sau nu apă la robinete sau energie termică în calorifere sau chiar energie electrică pentru transportul public. Și pe lângă aceasta, am asigurat și o anumită dezvoltare a municipiului. Pe unde mai bine, pe unde mai rău, cât s-a putut în condițiile care le avem. Și am să punctez ce am reușit noi în 2 ani de zile și ce au reușit ei în 2 ani de zile. Iar oamenii până la urmă ne vor judeca. Anul acesta, peste un an, peste 2 ani, când vine termenul pentru alegerile locale, oricând. Și în fiecare zi ar fi bine să ne judece oamenii și de pe acum să tragă concluzii cine și pentru ce se găsește în municipiul Chișinău. Deci în acești 2 ani noi avem scara de la Valea Morilor reabilitată, scara Cascadelor, un proiect extraordinar pentru oraș, 40 de trolebuze, asamblate inclusiv 5 fără fir, o premieră pentru Republica Moldova și pentru regiune. La Spitalul Sfânta Treime avem utilaj de 5 milioane de euro, practic cel mai bine dotat spital din municipiul Chișinău și într-o bună măsură deja renovat. Strada Tudor Strișcă reabilitată, inelul interior finalizat, Grenoble, Miorița Grenoble, grădina botanică, Lunca Băcului. În suburbii, circa 50 de milioane de lei investite. Teatrul municipal Satiricus, renovat. Locuri de parcare și curzi de bloc amenajate, vreo 100 de adrese de-a lungul străzilor și așa mai departe. Scoarul Academiei, de exemplu. Aeroportul spre, iluminatul de la aeroport spre Sângera. 3 grădinițe recuperate, mai multe grupe pentru copii deschise și încă 2 grădinițe reparate capital. Vorbim doar de ultimii 2 ani. Doar de actualul mandat. Nu trecem în revistă acum toate celelalte legate de proiectele realizate în primele mandate. Plus avem aceste 5 proiecte europene. Drumuri, transport, managementul european al deșeurilor, apă, reabilitarea completă, practic, a rețelei de apă pe municipiul Chișinău pentru 100 de ani înainte și aprobat săptămâna trecută proiectul cu eficiența energetică, termoizolarea clădirilor. Iată un minim raport de activitate pe acești 2 ani din 2015 și până în prezent. Dar ei cu ce vin în fața locuitorilor? În afară de populisme și prostii de tipul celor care auzim constant săptămână de săptămână, ședință de ședință la Consiliul Municipal. Au ce au la activ? 2 referendumuri, dărâmare de garduri pe la șantiere,
blocarea constantă a ședințelor Consiliului Municipal, s-au prezentat la un moment dat cu două discuri de frână și cu o cupă de glot. La ultima ședință au refuzat să voteze proiectele de dezvoltare ale Chișinăului cu termoizolarea clădirilor, finalizarea reconstrucției străzilor Ștefan cel Mare, Negruții, Alexandrie, Alexandru cel Bun, mai departe Tighina 31 august. Proiectul cu parcările, de asemenea, l-au refuzat. Au refuzat și planul de acțiune pentru energie durabilă. Orice este propus, ei refuză. În același timp, nu vin cu niciun fel de soluții pentru municipiul Chișinău. Ori oamenii nu i-au ales ca ei să se confrunte constant cu subsemnatul sau cu ceilalți colegi din Consiliul Municipal, dar să vină și ei cu soluții pentru municipalitate. Prin urmare, această inițiativă lipsită de substanță și conținut nu vine decât să arate incapacitatea și incompetența lor, chiar lipsa de inspirație în ceea ce privește orice fel de soluție pentru Chișinău. Și atunci, după metoda veche sovietică, negăm tot ceea ce se face, încercăm să isterizăm societatea, să creăm chiar o anumită furie și prin aceasta să fie creată o iluzie a ceva ce, nu știu, ar urma poate să cadă din cer. Exact așa au procedat și sovieticii, negând problemele din URSS, arătând că este rău tot ce se întâmplă în Europa și până la urmă totul asta a dus la falimentul Uniunii Sovietice. Exact la asta asistăm și acum, la un faliment socialist în municipiul Chișinău. După 2 ani de zile nu au nicio soluție de dezvoltare a orașului, nu au niciun proiect de propus, refuză să voteze și respectiv să susțină proiectele care vin din partea executivului, din partea celorlalte fracțiuni din Consiliul Municipal și încearcă să sape groapa altuia, subsemnatului sau oricărora dintre alți colegi. Este vorba veche românească. Cine sapă altui groapa, singur nimerește în ea. De aceea, fracțiuni din Consiliul Municipal și încearcă să sape groapa altuia, subsemnatului sau oricărora dintre alți colegi. Este vorba veche românească. Cine sapă altui groapa, singur nimerește în ea. De aceea, nu pot decât să-și asume ei înșiși consecințele unui asemenea faliment socialist pe care ei cu atâta insistență îl promovează în municipalitate și roadele o să le culegem la următoarele alegeri locale în anul 2019. Dar deja de pe acum se vede cine și cu ce contribuie. Legea, da, spuneți. Deja lucrurile sunt absolut clare. După 2 ani de zile, ei nu au ce propune nimic locuitorilor Chișinăului decât asemenea inițiativă populiste și lipsire de conținut, lipsire de orice substanță. Asta face parte din raportul lor de activitate. Cum am spus, 2 referendumuri, blocarea ședințelor Consiliului Municipal, garduri de surse pe la șantiere, scandaluri, spectacol de prost gust, insinuări, minciuni, spectacol cu ce au venit prin Consiliu și așa mai departe. Ei n-au ce oferi locuitorilor și atunci ies cu aceste idei deja expirate, practic, și care plictisesc după mine și opinia publică cu privire la referendumuri prin care să încerce să-și acopere propria incompetență și incapacitate de a face ceva. Cum am spus, ca nu cade pe rete. Nu are, ele se lipesc de mine toate aceste idei lipsite de substanță ale lor, fix cum se lipește nuca de perete. Nu au nicio relevanță. Agenda municipiului este clară. Sunt și rezultate, sunt probleme în continuare de rezolvat. Este șantierul pe Ștefan cel Mare, care trebuie finalizat, Negruții, Alexandrie și celelalte. Este proiectul de izolare termică a clădirilor. Și asta reprezintă atât necesitatea pe care o cer locuitorii Chișinăului, cât și ceea ce avem noi de făcut, pentru că ne-am propus de la bun început. Ei nu vor să participe la nimic din aceasta, din toate acestea, le neagă și ies cu inițiative prostești, precum cea de azi dimineață, visată probabil de ieri până azi. Sau o încercare disperată de a acoperi proiectul nostru de izolare termică a clădirilor, care a fost lansat săptămâna trecută și aprobat de Consiliul Municipal, prin urmare el va merge înainte. De aceea situația lor devine din ce în ce mai stângace, din ce în ce mai incomodă, chiar disperată, aș spune, și ei vor încerca prin fel de metode din acestea total
depășite și dezaxate, chiar degradante, aș spune, că ei nu fac altceva decât să degradeze și să promoveze această degradare în Consiliul Municipal, să se manifeste. Oamenii ne vor judeca oricând va veni termenul, pentru mine măcar și mâine. Dar, în mod normal, la judecata cetățenilor vom merge la alegerile locale din 2019 și cred că așa și va fi. Această inițiativă, fiind lipsită de substanță, de conținut, de argumente legale, nu are cum să meargă. Iar oamenii nu o vor susține pentru că ei au niște reguli clare, mă refer la cetățeni. V-am ales 4 ani, pe 4 ani. Arătați ce puteți face în 4 ani. După aceea vedem pe care mai alegem încă o dată. Dar la nesfârșit, să tai frunză la câini, să bați pasul pe loc, să bați apa în piu și să ieși cu inițiative, cu referendumuri, este deja nici măcar amuzant, este pur și simplu plictisitor și lipsit de orice atracție din partea chiar a propriului electorat de stânga socialist. Legea spune clar, pentru ce se convoacă referendum? Nu respectă interesele comunității, dacă primarul nu respectă interesele comunității, dacă nu exercită corespunzător mandatul și dacă încalcă normele morale și etice. Respectarea intereselor comunității, atunci când vii cu proiecte pe transport, pe drumuri, pe deșeuri, pe apă, pe izolarea termică a clădirilor, proiect în general unic pentru Republica Moldova și despre care experții spun că el trebuie promovat la nivelul și altor localități. Asta înseamnă să nu respecti cumva interesele comunității, fără să menționăm încă o dată rezultatele care le-am spus pe ultimii 2 ani. După aceea, cu exercitarea necorespunzătoare a mandatului. Prin ce? Orașul este funcțional și a fost tot timpul funcțional, chiar mult mai funcțional decât în perioada dumnealor, sau ce aici am avut turbulențe la nivelul autorităților centrale. Cu încălcarea normelor morale și etice, cred că mai degrabă îi vizează pe dumnealor și în privința dumnealor, în sensul ăsta, ar putea fi convocate plebiscituri. Ei stau destul de prost la capitolul etică și morală, dovadă este fiecare ședință a Consiliului Municipal și comportamentul lor sub orice critică, sub orice nivel. Cred că le este rușine și unor membri din fracțiunea socialistă de cum se comportă câțiva dintre colegii lor. Asta e tot. Încearcă să-și acopere propria goliciune, propria incompetență și incapacitate de a oferi ceva municipiului. Noi avem un raport de activitate pe 2 ani, ei n-au nimic, în afară de prostiile cu care ies în fiecare săptămână și mai ca aproape fiecare zi. Atât. Și în cazul în care, ca să nu pierdem vremea, și așa pentru ziua de azi trebuie să modific agenda, în cazul în care mai apar subiecte în presă despre inițiativele astea prostești ale lor, ca să nu răspund fâsuri electorale și politice, faceți referire la aceste declarații care le-am făcut astăzi și atât. Puteți citați la nesfârșit din ceea ce am spus azi.